aniversat 50 de ani ai Teatrului Mic și totodată 100 de ani ai Clădirii. Da. Cum a început istoria acestei instituții? Pe 1914 s-a construit înainte de Primul Război Mondial, exact în anul care s-a declanșat Primul Război Mondial, s-a construit această clădire și o clădire care avea o sală de teatru și pe care a administrat-o sala de teatru cu trupele ei particulare, Maria Filopi, schimbând în permanență componența în funcție de libertatea actorilor mari pe care putea să-i coopteze la programul repertorial ce și-l propunea. Că erau actori importanți, care unii jucau la Teatrul Național, deci trebuia să respecte un program de acolo, alții renunțau pentru o perioadă de angajament de la Național pentru a se dedica trupei Mariei Filoti. Apoi, imediat după cel de-al doilea război mondial, când s-a naționalizat totul, și teatrul a trecut în autoritatea statului, și primul teatru s-a chemat Studio Actor. În incinta asta, prima formulă organizatorică s-a intitulat Studioul Actorului de Teatru și Film Constantin Notara. Nicio legătură cu Teatrul Notara. Teatrul Notara, care pe vremuri, la început, imediat când tot așa s-a naționalizat, era pe dealul unde acum e Parlamentul. Nu unde e Notara acum. Deci istoria este absolut apocaliptică, cum s-au schimbat lucrurile într-o istorie de 100 de ani. După aceea teatrul s-a transformat în numai Teatrul Notara, după Studioul Actorului de Film, apoi a devenit Teatrul Tineretului și după Tineretului, prin venirea la conducere a lui Radu Penciulescu, deja o somitate culturală, regizor important al vremii, în 64, prin decret prezidențial, teatrul a devenit teatru de stat în conducerea lui Radu Penciulescu și cu denumirea de Teatru Mic. Deci exact la jumătatea viețuirii acestei săli s-a schimbat numele și a căpătat denumirea de Teatru Mic, pe care noi încercăm să o ducem cu rigoare, cu speranță, cu bucurie și de acum încolo am vrea ca numele ăsta să dăinuie acum și purerea în vecii vecilor. Ce mari personalități, în afară de Radu Penciulescu, au scris istoria acestui teatru? O, Doamne, iartă-mă! Dacă ar fi să iau numai de la Studioul Notara și cel puțin pot să vă spun cu siguranță că în perioada când eu am venit în teatru, cantitatea de vedete pe metru pătat era ceva de nu se poate, începând de la Ionescu, John Leopoldina Bălănuță, Olga Tudorache, Vasile Nițelescu, Boris Ciornei, doamne să ne mai uit, Irina Pătrescu, Dan Nuțu, Valicios, Doina Tuțescu, Ion Marinescu, ce-mi vin acum în minte, plus colaborări cu personalități importante, Ciubotărașul, George Constantin. Va ajunge? Cred că ajunge. Deci vă dați seama ce oameni au jucat aici sub direcția Victor Rebenciu, că poftim. M-a prins acum în viteză, nu pot să-mi deruleze în creier numele pe care a unor actori monstruos de mari și care au făcut spectacole uriașe și în vremea lui Penciulescu. Pe urmă, ce a fost extraordinar în vremea lui Penciulescu a fost repertoriu. Un repertoriu contemporan pe care publicul românesc, după spectacolele astea tipic comuniste, cu muncitori, cu nu știu, care se făceau, că asta este, a adus literatura americană, l-a adus pe Mrojec, pe care nu știa nimeni, Arthur Miller, na, poftim, titluri. Deci vă dați seama ce impact asupra publicului care făcea cunoștință și cu alt tip de dramaturgie. Eram conectați la ce se întâmpla, teatru era conectat la ce se întâmpla în lume. Sigur că el a beneficiat și de un mare secretar literar care se chema Radu Nichita, pe numele adevărat Puiu Rapaport. Om avea, știa de unde traducea, cel mai mare traducător de dramaturgie engleză. Adică a fost de bază. Lucrurile aici au fost extraordinare, la un alt nivel. Și după aceea
Și pe vremea lui Cojar a fost, și pe vremea lui Munteanu, teatrul încerca să ducă tradiția, pe vremea regizorilor care au urmat Sorana Coroamă, de Deneleanu, cine mai avea pe vremea lui Penciulescu, era Crin Teodorescu, un regizor important al vremii. Deci oamenii, iar la scenografie, deasupra tuturor, era Adriana Leonescu, care este unul din mari corifei aici scenografiei românești. Îmi pare rău, eu am prins-o. Și am prins-o și în perioada de mare creață, lucrând cu niște spectacole cu Silviu Porcărete. Un scenograf care îți dai seama în fața căreia trebuie să scoți părerea, să zici să rămână, Doamne, bine că ați existat și ne-ați bucurat viața. E, după aceea a venit perioada de muncă în serviciu comandat, dar cu niște rezultate artistice uluitoare pe vremea lui Săraru, cu niște spectacole în care, iar domnul Săraru, în primii doi ani a tatonat cu repertorul până s-a reîntors la ceea ce înseamnă noutate, care avea o deviză care se chema așa: prezentăm dramaturgia secolului cu 20, cu precădere partea a doua și Shakespeare care aparține secolului 21. O frumoasă formulare. A beneficiat cât a trăit încă de Puiu Rapaport, care i-a dus textele, și după aceea a avut marea șansă să-i slujească programul repertorial Cătălina Bozoianu, Silviu Porcărete, Cristian Hagicula, deci personalități grele, uriașe, uriașe. Simplu. Da. Și-a urmat perioada lungă de 25 de ani, de jumătate din perioada bună a teatrului, post-revoluționară, în care au fost și lucruri bune și lucruri rele, pentru că ce se întâmplă? Răsturnarea de valori care a avut loc după Revoluție, nu neapărat de valori profesionale, ci de valori în ceea ce privește receptivitatea publicului față de un anumit text. Întâi a început că asta a fost tonul pe care l-au dat televiziune, trivialitatea a fost prima și atunci hai că asta e un nou mod de a ne exprima o prostie, s-a încercat, au fost căderi și alte și alte și alte, dar totuși teatrul ăsta a încercat cât de cât să-și țină o distincție și o onoare vis-a-vis de ce se întâmplă. Însă publicul a început automat să devină mai heterogen, televiziunea au devenit o concurență serioasă și totuși în condițiile astea austere și mai critice în ceea ce privește finanțările, am rezistat, am existat, s-au făcut spectacole importante, s-au crescut generații noi de actori foarte buni. Puțin mai avem probleme la regie, dar o rezolvăm și pe asta. O să vă rog să mai povestiți câte ceva despre perioada în care la Teatrul Mic se făceau cozi la să se cumpere bilete de cu o seară înainte să se pună biletele în vânzare. Cu o seară înainte. Biletele se puneau în vânzare sâmbăta pentru săptămâna care urmează. Era o coadă până dincolo de lungimea teatrului, încolo spre bulevard. Pentru că, iertați-mă, titlurile spectacolelor erau atât de răvășitoare, de la Maestru și Margareta, Diavolul și Bunul Dumnezeu. Doamne, să-mi aduc aminte acum că astea sunt titluri de rezonanță. Asta seară stau acasă. Dama cu Doamna cu Camelii, care se chema pe vremea aceea. Mitică Popescu, primul, unul din muzicalurile importante, Să îmbrăcăm pe cei goi. Vedeți, nu vin la ora asta în care nu ați venit să interviu, dar erau titluri uriașe. Și într-o vreme în care asta au fost vremurile, hai să nu le mai plângem. Era foarte greu să și asta a fost curajul lui Săraru, care cunoștea sistemul foarte bine și știa să iasă din orice vizionare cu cenzură care putea să ne blocheze, avea puterea de a se lupta cu sistemul, pentru că îl cunoștea și îi cunoștea secretele și a reușit într-adevăr să susțină un astfel de repertoriu pe care noi l-am slujit cu credință și cu sudoare. Și normal că lumea era dornică să vadă decât titlurile clasice, care oferau un act artistic celui care slujeau, dar și un confort vis-a-vis de
timpul. De problematica, pe când noi chiar ne băteam cu niște titluri care crea... Mi-aduc aminte, uite, că am trecut peste un spectacol care exact ușor înainte de Revoluție, care a creat un disconfort cumplit. Se cheamă Scrisoarea pierdută lui Caragiale, nu? Scrisoarea pierdută, da, pusă de Purcărete, și care a avut o premoniție absolut fabuloasă. Parcă știa că o să vină Revoluția și societatea nouă se va lupta, noi să fim europeni. Asta a fost, sigur că el există în textul lui Caragiale, dar a fost un punct pe care l-a scos în evidență în spectacolul lui europenizarea pe care și-a dorut-o românul tot timpul, dar incapabil să se adapteze la ea. Ruperea societății, că el Trahanache și cu gașca bătrână în caftane boierești și generația tânără în fracuri și jobene, Tipătescu, Cazavencu, care noi așa vor să facă o Românie europeană. Dar jocurile interioare erau atât de parșive, cum se întâmplă și în ziua noastră. Deci vă dați seama ce premănăție în 88 să faci un astfel de spectacol cu asemenea deschidere. Cu asemenea, iar Adrian, iar decorul lui Maria Miu, sigur inspirat din concepția lui Sibyl Purcărete, era că, dom'le, boierii noștri au vrut să, și cum se și dovedește prin vestigiile care există. Mai există, le mai găsim pe aici, pe acolo. Vreau să aibă palate italiene, dar ele erau făcute din șindrile și intra vântul până scândure. Adică deschizi ușa și căței latră pe Maidan. Pare rău. Cea mai bogată stradă din București e Calea Victoriei. Toate palatele și casele boierești sunt pe Calea Victoriei. Ați văzut o stradă mai strâmbă? Nu. Nu. Asta este calificativul pe care și societatea de dinainte de comunism caracterizează România. Fiecare a vrut să arate că e mai al dracu și și-a melat un sfert de metru să intre în stradă. Păi un pic, eu am curtea mai mare, eu am rigoare. Singurul care a impus rigoarea cu parul în mână, atenție, a fost Pache Protopopescu. Și atât. Când a tăiat două bulevarde, cu Galnicianu și Bulevardul Mare. Și ca să le taie, să-i dea o dimensiune de Paris, a cam făcut-o cu parul în mână. După o discuție normală cu cetățeanul, să-și mai tragă cotețul cu porci, mai acote puțin. Vă dați seama că asta este. Deci greu cu europenizarea românului. Foarte greu. Și spectacolul ăsta la ale plus că era un atac direct la cei doi conducători. Gândiți-vă că Gamiță Dandanache era jucat de doamna Leopoldina Bălănuță, deci travesti dualitatea conducătorului. Când venea în locul unde și-a câștigat postul de deputat senator, venea într-un spațiu în care la nivel mic erau căsuțe luminate, cam cum arăta proiectul pe care îl dezvoltăm cu pânză albă pe el. Adică multe semne extrem de directe și dure față de sistem, față de problematica de o viață a societății românești, nu neapărat aia în care trăiam. Deci aia în care trăiam venea mai de mult. Venea cu tare mai de mult. Uluitoare, uluitoare. Cam asta pot să vă spun acum într-un interviu în care eu încerc să mă dau deștept și să zic, băi, eu le țin minte pe toate. Nu, dar îmi vin. Na. Sunteți una din personalitățile care face parte din istoria teatrului mic. Cum a fost aceasta pentru actorul și pentru directorul Mihai din Vare? M-ați făcut și personalitate, m-ați făcut... Dom'le, eu mă gândesc doar cum ce șansă am avut să rămân în teatrul ăsta și ce șansă am avut să mă întâlnesc cu niște actori de în care eu m-am pregătit și intelectual și cultural. Că, sigur, la școală înveți, dacă ai darul, te ții și de lecturi, dar întâlnirile cu personalități cum a fost Vasile Nițulescu, Tudorel Popa, Dinu Ianculescu, care era și un poet de rondele extraordinar. Păi mă iertați, mi-aduc aminte când eram mic și stăteam cu Vasile Nițulescu în holul de regrupare și Tudorel Popa apărea la ora 10 cu o geantă amărâtă și scotea o problemă de matematică și una de șah.
O lăsa pe masă, se uita la mine și la Vasile, zice, până mă întorc, le rezolvați, da? Ce discuții fulminante puteam să avem despre poeți, despre autori, nu neapărat dramatici, romancieri, despre pictori. Adică oamenii erau niște cărturari. Lucru care ușor, ușor și din vina noastră s-a cam dus. N-avea cine să se ocupe de generația nouă. Trebuie să vă stai o clipă, că cartea e o chestie importantă. E bine să... Iar în perioada lui Săraru, cum să zic, un grup așa mai tineri în care reușisem să ne facem o librărie a noastră și tot ce știam că apare pe la editurile importante, să luăm cărțile rapid, pentru că ele apăreau. Aici e toată parșivenea sistemului. Oamenii se luptau la nivel de edituri să apară tot ce e în clipa de față important în literatura universală. Da, numărul de cărți era redus și atunci noi trebuia să știți cine ne scurca la chestia asta. Florin Călinescu, când îi zicea, Florin, dă-i drumul că la Cartea Românească am plecat și plecat repede, că a apărut la Cartea Românească Cartea Cotare. Normal să vă citim la Univers, rapid. Și el le descurca, știa să intre până birouri, până depozite și până cu bănurile, hai că avem, uite, distribuie. Deci, așa am trăit până la deci nu. Constat cu surprindere că bucuria lecturii, bucuria informației de după 89 a scăzut enorm. Singura documentare, care este și asta o formă, trebuie să facem față la ce se întâmplă în secolul 21, este doar pe internet. Ceea ce sunt niște sinopsisuri, niște rezumate, făcute mai bine sau mai rău, în general prost, nu mai bine sau mai rău. Și atunci această informație care se reduce până la urmă la o imagine, nu neapărat o analiză profundă a unei lucrări, dă rezultatele care le dau. Sâmbătă, aniversați cei 50 de ani așa ai teatrului mic. Cum va fi sâmbătă? Noi am făcut o nebunie, pentru că tot am zis că din 1914 există această sală, am zis hai să punem în valoare strada. Pentru că strada totuși s-a chemat Sărindar. A fost pulsul informativ, politic, economic, social a ce se întâmplă în București și în România. Aici nu stea informația, aici se știa tot, toate redacțiile importante ale tuturor ziarelor de la 1914 până la Revoluție stăteau în redacțiile existente în tipografia din față. Ați văzut-o, nu? Da. Vă uitați la mine foarte curios. Păi da, e o ruină, zice, dar acolo a fost așa. Asta a fost istoria. Vrem să punem în valoare, să vadă unde m-am ajuns, nu? O vom lumina, vom pune titlurile tuturor ziarelor care au existat cu bolouri, să punem să vedem cum a fost strada. Vis-a-vis unde e demonat tot, a fost editura tehnică, nu mai există, nu nimic. Punem în valoare calcanul, noi sărbătorim în zona asta unde s-a prăbușit totul, teatrul mic. Grădina de vară. Gândiți-vă că pe toată strada asta ieșeau de la cinematograf mii de oameni de la 8 dimineața până la 11 ce se bucurau de filmele care rulau în Țara Românească. Vis-a-vis grădina de vară, de la ora 9-10 seara lumea stătea să vadă un film. Vis-a-vis de noi, unul din cele mai importante institute de cercetări condus de academicianul Carofoli. Îl vedeți puțin spoit, pentru că particularul care și-a câștigat o casă mai acotă, i-a fost rușine să fie venit cu o clădire în ruină și pe banii lui le-a spoit clădirea să arată bine pe din afară, dar înăuntru e nenorocit, nu mai e nimic. Și în strada asta goală a fantomelor s-au găsit 89 de angajați cu 40 de actori în frunte, un regizor, să ține o făclie a ce? A ceva ce a fost frumos. Vă dați seama? Eu n-am cum să nu pun în valoare lucrul ăsta. Și să nu sărbătoresc amintirea unor oameni care au slujit un teatru, amintirea unei istorii, să încerc să o pun în valoare și cei care vin să o vadă, care vin să o vadă. Uite, domne, ce s-a întâmplat pe strada asta, Sărindariu, unde a pulsat viața acestei țări și acum nu mai e nimic, bate vântul.
Și noroc că mai suntem niște nebuni aici care încercăm, hai mă, hai, că nația asta are nevoie și de altceva, poporul ăsta are nevoie și de altceva. Deci ne asumăm totuși niște responsabilități puțin mai mari decât asta care, în principiu, sigur, în bucătăria noastră internă, e hărșoană, cine ia rolul, cine face, asta e nimic, e treaba noastră. Dar mesajul pe care încercăm să-l transmitem este cu totul și cu totul altul. Și atunci sper ca domnii care ne diriguiesc și au grijă de, să înțeleagă acest mic simbol pe care îl facem noi cu ocazia celor 50 de ani. Am reușit tot pentru sărbătoare prin efortul pe care l-a făcut o echipă de la televiziune după ce Andraș Demeter a acceptat colaborarea și a zis da, e un subiect pe care e păcat să nu-l facem. Și domnul Foișor cu echipa lui, de, tot de fete, ca și la mine, au umblat prin arhiva televiziunii, numai ei știu cum au, pentru că acolo este o nenorocire, cum e nenorocire și pe strada noastră, deci e nenorocire și la ei, și totuși am reușit să găsim materiale video care să arate istoria acestui teatru din 64 până în 2014. Și am făcut un filmuleț în care ne amintim de toată lumea cât s-a putut, cât s-a găsit. Am încercat să nu uităm pe nimeni. Dacă i-am uitat, e regretul nostru și ne cerem scuze. Nu a fost voit. Totuși, nu poți să te întinzi cu un film la o aniversare mai mult de o oră. Îi obosești. Gândiți-vă că în 50 de ani, în acest teatru au avut loc 250 de titluri de spectacole. Nu poți să acoperi într-o oră lucrul ăsta. Și avem acest filmuleț care probabil va face să curgă lacrima la multă lume, aducându-și aminte de vremuri de demult. Și vom avea un fel de, hai să zicem, intermezzo happening în care eu am să conduc cu câțiva colegi de-a mea amintiri din, mă, vă mai aduce, pentru că trebuie să aducem omagiu și celor care au stat în spatele scenei. Regizori tehnici, sonorizatori, iluminiști, mașiniști, oameni care au trudit și așa cu mamăreala lor, dar au trudit pentru teatrul ăsta cum nu vă pot. Gândiți-vă că noi am avut unul din cei mai mari luminiști ai României, care se cheamă Titi Constantinescu. Da, unul din cei mai mari, Titi Constantinescu, va intra în istorie. N-are cum să nu intre în istorie. Și după aceea, un coleg de-al nostru, care în perioada domnului Săraru i-am găsit posibilitatea să existe, a fost întâi angajat în plară, apoi recuzitor, pe urmă sonorizator, dar de fapt el era unul cei mai mari cantautori, care se cheamă Nicu Alifantis. Și el ne va face un concert de maxim o oră, ne retragem. Sper să n-aud de ce era. Voi avea o surpriză, am niște copii care o să le cânte niște colinde și stăm la un pahar de vin și toată lumea... Atenție, între timp strada se golește în cele două ore de spectacol și intrăm în realitate. Când plecăm acasă, măi copii, cam pe aici suntem și asta trebuie, asta e, eu am vrut să o fac frumos, să o pun în valoare, dar nu mai mult de atâta, nu se poate. Cam ăsta va fi spectacolul și mă rog, amintirea acelor 50 de ani. Atâta ne-a dus minte, atâta încercăm. Eu, oricum, suflet am pus. Vreau să spun că dacă n-aș fi avut pe cele trei colaboratoare care au muncit de nu se poate, începând de la Mirela Năstăsache Spătaru, Alina Ipânceac și Camelia, n-apucam. Fetele astea au făcut-o cu atâta devotament și dăruire care nici nu... Iar deasupra tuturor, contabilul nostru, care Viorel Nedea, care ne-a scos din toate încurcăturile și încerca să ne soluționeze ieftin și la obiect lucrurile, pentru că altfel nu ne-am fi putut urni sub nicio formă. De la începutul acestei stagiuni sunteți managerul plin al teatrului mic. Ce vă doriți pentru acest teatru în continuare? Ce îmi doresc? Sigur că îmi doresc succesul ca pe vremea lui Săraru. De public.
succesul de public, nu neapărat atmosfera, succesul de public. Succesul de public pe vremea lui Sărară mi l-aș dori. Sunt însă un om cu capul pe umeri și ținând seama de diversitatea pe care societatea nouă îl oferă, nu voi putea atinge niciodată. Dar să fiu pe acolo, mi-o doresc și mă străduiesc. Dar îmi doresc de asemenea spectacole care să provoace, să provoace atitudini, să provoace bucurie spectatorului. Nu vreau numai, nu vreau să transform neapărat numai în entertainment spectacolul de teatru. Spectacolul trebuie să provoace. Spectacolul trebuie să fie cu povestea pe care o spune în concordanță cu problematica spectatorului. Să știe, eu am să o fac mai dulce, n-am să o fac să se intre în supărare, dar trebuie să uite, măi, ca la noi. Trebuie să provoace atitudini, trebuie să aibă atitudini, indiferent de cine ne conduce și cine nu ne conduce, nu se poate altfel. Adică provocare prin atitudine, nu neapărat experiment de dragul experimentului. Nu. Dar noutatea trebuie să primeze ca modalitate de expresie teatrală. Vă mulțumesc și eu foarte mult.